Bună, bine ai venit! Ultimele efecte sunt de la cel mai recent accident făcut de Rubin. Ce accident am făcut? Zic, ultimele efecte sunt de la ultimul tău accident, că tu te băitai că ești... ai multe accidente. Am multe accidente la activ. Nu despre accidente. Ai vorbit tu de trei dintre ele acum. Trei dar la al treilea a fost sunt ăsta. Sunt accidente frumoase. Ia uitați-vă, da. Ia. Ăsta cu care mă laud. Dar de ce mai n-ar trebui să ies încă fără bustiere și să mă dau un spectacol, așa, dar nu pot să mă abțin. Dar dă sub ăsta, nu, doamne. Pe vremea Playboy. Pe propoziția asta de pe vremea Playboy. Nu știu de ce. Sunt prea slabă și încă să știi că mai sunt pansată pe aici colo. Eu sunt încă în recuperare. Treaba asta... Aia e ceva frumos. Ceva foarte frumos, foarte, foarte frumos și mă bucur că în sfârșit a dat Dumnezeu să fie să așa cum îmi doresc eu, pentru că nu a arătat foarte bine, Dane. Am vopsit gardul cât am putut, timp de vreo 7 ani. Băi, Bordea! Deci, Bordea, băi, stai să vezi! Zi, fată! Nu e, mă. Am avut probleme, cum ai spus și tu, nu mi-am făcut prima intervenție în timpul liceului, mi-am făcut-o la scurt timp după ce am terminat liceul. Bacul am luat, bam, fluierând, n-a fost problemă. Dar eram complexată pentru că prietenele mele, prietenii mei, colegii mei de clasă, făceau mișto de mine, așa, îmi ziceau, știți cum se zice, cum spui unui copil cu nasul mare sau cu ceva. Cu ochelari sau cu... Așa, ori ochilaristule, ori năsosule, nu știu, eu aveam și nasul mare. Păi, și acum, am rezolvat. Sau păi, acum, nu acum, dar până acum, până se rezolve acum, nu ți-a părut rău că ai apelat la acea operație de micșorare? Păi mi-a părut rău după prima. Păi după prima? Și, da, și după aia am făcut-o pe a doua să repar și cu a doua am nenorocit situația complet. Dar n-ai reușit să repari, păi asta spun. Nu, pentru că în momentul în care îți pui implanturi și tu deja vii cu ceva la pachet, nu e la fel de ușor să se contureze situația așa cum ar trebui. Era bustul tău atât de mare încât trebuia să-l tai? Băi, eu semăn cu mami, sunt o pieptoasă. Era mai mare decât acum? Da, era mai mare decât acum. A, okay. Foarte drăguț, dacă mă întrebi pe mine acum. Mai ales că era natural. Foarte drăguț și îmi pare rău. Acum aștept să aibă, să se așeze și ăsta, la fel cum... Da, n-ai vorbit cu ai tăi, niște... cu mama ta atunci, înainte de prima operație? Dar eu... Știi cum e când ești copil nebun și nu asculți de părinți și când le faci așa pe, de capul tău și le faci după aia câte o surpriză. Am mai întâlnit fete, cunoștințe, prietene bune de ale mele care mi-au povestit același lucru, dar din cauza faptului că bustul, sânii se începuseră să dezvolte la o vârstă fragedă, ele au dezvoltat un complex și stăteau cumva... ca să și astupe. Și de la poziție, dar ei nu mai creșteau atât de frumos și atunci aveau nevoie de o reconstrucție. Îi și micșorau, dar îi și reconstruiau. La tine înțeleg că n-a fost nevoie de reconstrucție, tu doar i-ai micșorat. Erau frumoși. Da. Asta e. Acum ce să fac? Nu-i nimic, acum sunt foarte bine, foarte, foarte bine. Dar în ultimii 7 ani ai avut complex, nu? În ultimii 7 ani, da, am avut un complex foarte mare. Să știi că eu nu mi-am văzut sânii de foarte multe ori în ultimii 7 ani. Da, adică îți dai seama ce se întâmplă acasă. Ai o gândă doar la față și la... Nu, am evitat așa, pentru că mai rău mă făcea de cap și am zis, ia ducă să eu mă accept așa cum sunt și dacă mă accept așa cum sunt, așa vreau să... Așa ziceai tu, dar nu te acceptai. Da, ce să zic, nu mă mai uit. Da. Și uite că s-a rezolvat, este foarte mult, a fost vina mea, adică cam toată vina a fost a mea, pentru că după a doua intervenție, cea în care mi-am făcut implanturile respective, am plecat la concert. Fix a doua zi, în luna ianuarie, fără să respect indicațiile doctorului, fără să port bustieră, m-am comportat ca și cum nu am pățit nimic, m-am comportat ca și cum aveam nicio răceală, poate, m-am dezlușit acolo, m-am simțit bine și după mi s-a deschis operația odată. În timpul unei dezlușiri. În timpul unei dezlușiri mi s-a deschis operația aici și aveam carne vie, Dane. Lasă-mă. Puteam să bag degetul așa, știi? Bine că totuși era vie și nu era poartă. Puteam să bag degetul așa. Stephen King. Și mi-am dat cu alifie, mi-am pus ulei ocupla și am zis, lasă-mă. Adică nu te durea? Mă ajută Dumnezeu. Nu te durea? Nu. Sau eu mai știu ce era în capul meu atunci. Era în carne vie să nu te doară. De mult. A, ai uitat? Sigur te-a durut. N-avea cum să nu te doară. A fost ok. Nu știu. Dar la asta să știi că am fost foarte cu minte. Două săptămâni am dormit, trei săptămâni, ce să zic, am dormit numai în scaun. Nu am ridicat nicio sticlă de apă, nici nimic, nu am vrut să le sacrific cu absolut nimic. Până a venit vacanța. Când?
când? A, săptămâna trecută am fost în vacanță. Aia, că și voi aveți vacanțe date, neprevăzute. Le-am băgat la apă, le-am scufundat în adâncurile mării roșii. Pe și iar ai greșit ceva? Sper că nu, Doamne ajută. Mâine mă duc la doamna doctor Elena Martin să-mi spună exact ce dar am greșit. Dar cum stai după atâtea operații, cum stai cu cicatricile? Să văd, e vreo problemă? Sau? Încă nu știu. Sper să fie ok. Dar nu, o să de fie la ok. Celelalte. O să fie ok, urme? Pentru că doamna doctor a lucrat cu foarte multă grijă, sunt convinsă, pentru că știe cât de important este pentru ți-ai mine. Dorit, da. Da, eu nu am mai făcut operația asta în timp de 7 ani, pentru că mi-am pierdut oarecum încrederea în mine, în chirurgie. Urgia estetică, în tot am zis, bă, nu mai trebuie, nu vreau să mă mai leg la era cap fără să mă doar. Rău, exact, da. Exact. Dar am dat de cineva care mi-a oferit multă încredere și uite. Să-ți vindece spaimele. Dar în rest că zice că ce de operații. Mai am 2 operații la nas și nu, cu asta. Nu, ziceam că în cazul tău, oricâte operații ai recunoaște în altă zonă, lumea da, e interesată aici. Din zona busului. Da. Aici contează. Dar să știi că, uite, contează. Doamne, și uitat de nas. Am 2 operații la nas. Dar tu cred că mă știi de când aveam nas mare. Da, dar nu eram. Știi, odată de mult, când eram eu în liceu, ne-am întâlnit la o reclamă, să știi. Da, știi, erai băiatul ăla cool și mișto, aveai și plete, nebunule. Ia uite operațiile mele. Nu era cool. Era cool. L-am văzut și eu pe Ioane. Niciunul dintre noi nu eram cool când aveam plete. Imaginează-ți eu cum eram. Da, mă, da. Nu te-a văzut de nas, probabil. Da, eu nu mi-aduc aminte. Foarte cel posibil. Puțin de când ne știm noi, cred că ai nasul ăsta. Da, nu chiar nasul ăsta. Mă rog, o variantă precedentă. Deci acum 1.0, acum sunt 2.0. Exact, cum zic ăștia, când mai lansează câte o ediție la un trebuie. Cel mai bun iPhone făcut vreodată. Ești cea mai bună variantă pe care ai avut-o vreodată. Sunt varianta acum S+. Ești, nu? Mai vrei să modifici ceva? Nu mai. Doamne ajută. Aș... Dacă ai deschis cutia asta. Dacă tot mă întrebi, nu mai vreau, dacă tot mă întrebi. Da, aș vrea să mă îngraș și eu un pic, am slăbit tare mult, am vreo 45 de kg. Bine, de când m-am întors acasă, cred că am făcut vreo 46. Păi, dar la înălțimea ta ești bine, nu? Nu. Nu? Nu, sunt ca un băiețel cu... Mă, e foarte slabă. Pectoral. Foarte slabă? Da, foarte. Sunt slăbuță tare. Se poate mai bine. Eu aș vrea, dacă s-ar putea, să îmbunătățesc ceva pe aici, dar fără prea mult efort. E cât ai vrea să ai? 50. Da, 50 e perfect pentru mine. Adică e mult. La ce înălțime? 1.59. Na. Pe internet scrie 1.64, dar nu credeți tot ce citiți pe internet. Lasă-mă, că tu mai pui și... Adică da, că trebuie să mai pui și greutatea silicoanelor. Da. Cât au silicoane? Deci că unul ar avea 350, unul 400 sau 300-350 acolo. Acolo. Da. Unul mai mic, unul mai mare. Fii atent ce problemă aveam. Aveam mușchi de la ăsta natural, stâng nu unul mai mare, cică. De 2 ori mai mare. E natural, față fetele de la au un sân mai mic și unul mai mare. Dar mușchiul dublu față de ăsta drept și eu nici nu sunt stângace. Cică mi-a tăiat acum din mușchi... O grămadă. Da, mi-a tăiat din mușchi stâng pentru că de-aia nici nu coborâse implantul ăsta. Că asta era de fapt problema mea. Că implantul că de la sânul în mușchi. Stâng era aici, exact, înțepenit, sus undeva și sânul meu era na, unde o amigdală inflamată. Aolea, ce vizual e totul în capul meu. Da.